Gingii înroșite și care sângerează, decontaminarea gingivală este soluția. Haideți să vedem care este procesul de decontaminare și ce minuni face el. Am povestit mult până acum că sângerarea gingivală nu este ceva de ignorat, că este o problemă pe care trebuie să o luăm în seamă și trebuie să ne adresăm medicului dentist atunci când ea apare. Să fim atenți când apare, cât de des apare și în funcție de asta să discutăm cu medicul dentist. Și vreau să reluăm puțin, o să găsiți evident în descriere și clipul dedicat integral sângerării gingivale, dar vreau să mai povestim un pic despre asta, este una dintre cele mai frecvente probleme pe care le au pacienții noștri și nu cred că există vreun om, unul dintre noi, care la un moment dat să nu-i fi sângerat gingia. Nu trebuie neapărat să sângereze generalizat, adică peste tot, cu siguranță am pățit-o la un moment dat. De ce poate să sângereze gingia? De cele mai multe ori, pentru că nu reușim să periem destul de bine o zonă anume sau toată cavitatea bucală. Sau poate ne-am zgâriat acolo cu ceva, ne-am lovit, a intrat un colț de pâine prăjită sau un os de pește sau ceva care deranjează mecanic gingia. Bineînțeles, poate să fie vorba și despre niște plombe puse supraconturat, adică sunt în exces prea multă plombă. Plomba nu este lipită perfect de suprafața dentară și atunci, în momentul în care voi mâncați, oricât de bine vă periați, nu reușiți să îndepărtați toate resturile alimentare, toată placa bacteriană și atunci ea este reținută de plomba în exces în contact cu gingia. Mai poate fi vorba de gingivită de sarcină sau dacă există o fluctuație hormonală care de cele mai multe ori se întâmplă în sarcină, dar poate fi influențată și de anumite medicamente pe care le luați, este foarte posibil să apară această sângerare a gingiei, această înroșire a lor. Acum, când vedeți că vă sângerează gingia, în primă fază, insistați cu periajul în locul de unde sângerează gingia. E posibil ca această sângerare să dispară după 2-3 zile de periat corect, de 2 ori pe zi, dimineața și seara, cel puțin 2 minute. Dar dacă nu dispare sângerarea, este important să vă adresați medicului dentist ca să identifice exact problema și să vă ajute să o depășiți. Astăzi vreau să povestim despre decontaminarea gingivală. Ce se întâmplă, când este indicată și cum se face. Există situații în care este suficient să faceți la medicul dentist sau la igienist de tartraj, periaș și airflow odată la 4-6 luni. Poate pentru mulți dintre pacienți este suficient acest tratament. Noi avem, bineînțeles, procedură de recall prin care avem grijă ca toți pacienții să vină conștiincios la, și periodic la 6 luni la igienist pentru a face această curățare. Dar sunt pacienți care au mai multe probleme, poate care nu reușesc să își însușească atât de bine tehnicile de periaj corecte sau poate că sunt purtători de aparate dentare sau pacienți care au probleme cu boala parodontală sau doamne însărcinate care au problema asta cu hormonală despre care vă povesteam anterior și în cazul lor nu este suficient un detartraj, periaj și airflow, procedura de igienizare obișnuită. Și atunci venim cu un plus. Se numește decontaminare gingivală făcută cu ajutorul laserului. Nu doare absolut deloc, se face fără anestezie locală, pur și simplu este un vârf, laserul este ca un vârf într-un pix cu care se plimbă medicul parodontolog la marginea gingiei, tratează problemele care există acolo și prin puterea laserului se sterilizează gingia, așa încât să dispară toți microbii care ar fi putut determina iritarea gingiei, umflarea gingiei și sângerările despre care povesteam. Există pacienți care au boală parodontală, la care această decontaminare laser se face întotdeauna însoțită de detartrajul despre care vă povesteam anterior. Și în cazul pacientei pe care o avem în scurtul clip explicativ, este vorba de o gingivită, adică o inflamare a gingiei, pentru care am optat pentru o decontaminare laser, adică exact ce vă povesteam, pe toate suprafețele gingivale se plimbă doamna doctor cu laserul pentru a steriliza suprafețele, după care se face detartrajul și se îndepărtează orice depunere mai există pe suprafața dinților sau a gingiilor. Persoanele care au boală parodontală trebuie să facă această decontaminare la 4 luni dacă este foarte acut, adică dacă este într-un moment problematic boala voastră parodontală. Dacă boala parodontală este ținută sub control, putem face aceste decontaminări la 6, 8 sau chiar 12 luni în funcție de cât de bine vă simțiți. Există de asemenea pacienții care au aparat dentar,
la care este recomandat, oricât de bine a reușit să se perieze, să facă această decontaminare o dată pe an, pentru a fi sigur că gingiile sunt sănătoase. Iar la doamnele, domnișoarele însărcinate, și pentru ele este bine să facă această decontaminare pe timpul sarcinii, împreună cu 1-2 detartraje pe care le recomandăm pe parcursul celor 9 luni de sarcină. V-am spus că nu doare, nu-i așa? Așa că vă invit acum să vedem exact în ce constă această decontaminare, care este procesul, să vedeți că durează foarte puțin și să vedeți cât de confortabil este pentru pacient. Laserul este un aparat foarte, foarte fain și benefic, care ne ajută foarte mult în tratamentul oricăror probleme parodontale, inclusiv gingivită, cum ați văzut în cazul de față. Tot așa, cu ajutorul laserului se pot face modificări, tăieri ușoare ale gingiei, dacă vrem să modelăm gingia, așa că vă las cu ocazia asta în descriere și clipul despre gingivectomia cu laser. Este un instrument foarte precis, care ne ajută foarte tare la tratamente fără durere și tratamente predictibile. O să revenim cu felul în care arată gingiile pacientei peste ceva timp, revenim cu un clip în care să facem un follow-up al cazului de față, dar întotdeauna, cam la 2-3 săptămâni după acest detartraj cu decontaminare, gingiile încep să arate absolut senzațional. Am văzut și eu pacienți care au intrat în tratament cu aparatul dentar Invisalign, care aveau dinții foarte înghesuiți, din cauza asta aveau o gingivită permanentă, adică o inflamație constantă a gingiei, pentru că nu reușeau să se curețe suficient de bine, fiind dinții foarte înghesuiți unul în celălalt. Și după acest tratament, această decontaminare cu laser, rezultatele după o lună de zile au arătat foarte, foarte bine. Așa că vă recomand cu căldură, credeți în laser, mai ales în laserul folosit atunci când se tratează problemele parodontale. Dacă simțiți că aveți o sângerare gingivală, o observați, adresați-vă medicului dentist, nu-i de joacă cu ea. Lăsată netratată poate avansa încet încet către o afectare parodontală mai serioasă. La dentalist avem o doamnă doctor specialist parodontolog foarte drăguță și foarte profesionistă, care o să vă ajute în tratarea problemelor pe care le aveți. Vă așteptăm cu drag la clinică și pentru celelalte specialități sau orice nevoie aveți. Și nu uitați să ne urmăriți în fiecare zi pe rețelele de social media, TikTok, Instagram și aici pe YouTube. Dacă ți-a plăcut clipul, dă subscribe. Adiós.